În seara asta aș vrea să deschideți cu mine Sfânta Scriptură la Numeri, capitolul 16. Este un capitol destul de lung, are 50 de versete. Nu o să-l citesc tot, dar am să vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la capitolul acesta și să urmărim câteva versete care sunt foarte importante. Avem aici de-a face cu o răscoală. Este răscoala condusă de Core, Datan și Abiram. Titlul de astăzi este Când se termină răbdarea lui Dumnezeu. Știți că și Dumnezeu are răbdare, are îndelungă răbdare, dar într-o zi se termină și răbdarea lui Dumnezeu. În capitolul 16, cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa: Core, fiul lui Itzehar, fiul lui Kehat, fiul lui Levi, s-au răsculat împreună cu Datan, Abiram, fiul lui Eliab și On, fiul lui Pelet, toți trei fiii lui Ruben. S-au răsculat împotriva lui Moise, împreună cu 250 de oameni din copiii lui Israel, din fruntașii adunării, din cei ce erau chemați la sfat și care erau oameni cu nume. Ei s-au adunat împotriva lui Moise și Aron și le-au zis: Destul! Căci toată adunarea, toți sunt sfinți și Domnul este în mijlocul lor. Pentru ce vă ridicați voi mai presus de adunarea Domnului? Când a auzit Moise lucrul acesta, a căzut cu fața la pământ, a vorbit lui Core și la toată ceata lui și a zis: Mâine Domnul va arăta cine este a lui și cine este sfânt. Și îl va lăsa să se apropie de el, va lăsa să se apropie de el pe acela pe care îl va alege. Iată ce să faceți, luați cădelnițe, Core și toată casa lui. Mâine puneți foc în ele și puneți tămâie în ele înaintea Domnului. Acela pe care va alege Domnul va fi sfânt, destul copiii lui Levi. Moise a zis lui Core: Ascultați, dar copiii lui Levi, prea puțin lucru este oare pentru voi că Dumnezeul lui Israel v-a ales din adunarea lui Israel, lăsându-vă să vă apropiați de el, ca să fiți întrebuințați la slujba cortului Domnului și să vă înfățișați înaintea adunării ca să-i slujiți? Vă lăsați să vă apropiați de el, pe tine și pe toți frații tăi, pe copiii lui Levi și acum mai voiți și preoția? De aceea te adun tu și ceata ta împotriva Domnului, că cine este Aron ca să cârtiți împotriva lui? Moise a trimis să cheme pe Datan și pe Abiram, fiul lui Eliab, dar ei au zis: Nu ne suim. N-ajunge că ne-ați scos dintr-o țară unde curge lapte și miere, ca să ne faci să murim în pustie de vrei să mai și stăpânești peste noi? Ce bine ne-ai mai dus într-o țară unde curge lapte și miere și ce bine ne-ai mai dat în stăpânire ogoare și vii? Crezi că poți să iei ochii oamenilor? Nu ne suim. Moise s-a mâniat foarte tare și a zis Domnului: Nu căuta la darul lor, nu le-am luat nici măcar un măgar și n-am făcut rău nici unuia din ei. Moise a zis lui Core: Tu și toată ceata ta mâine să fiți înaintea Domnului, tu și ei împreună cu Aron. Luați-vă fiecare cădelnița lui, puneți tămâie în ea și aduceți fiecare înaintea Domnului cădelnița lui. 250 de cădelnițe tu și Aron să vă luați și voi fiecare cădelnițele lui. Și-au luat fiecare cădelnița, au pus foc în ea, au pus tămâie în foc și au stat la ușa cortului întâlnirii împreună cu Moise și Aron. Și Core a chemat toată adunarea împotriva lui Moise și Aron la ușa cortului întâlnirii. Atunci slava Domnului s-a arătat întregii adunări și Domnul a vorbit lui Moise și Aron și a zis: Depărtați-vă din mijlocul acestei adunări și voi topi într-o clipă. Ei au căzut cu fețele la pământ și au zis: Dumnezeule, Dumnezeul duhurilor oricărui trup, un singur om a păcătuit și să te mâni împotriva întregii adunări? Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Vorbește adunării și spune-i, dați-vă la o parte din preajma locuinței lui Core, Datan și Abiram. Moise s-a sculat și s-a dus la Datan, Abiram și bătrânii lui Israel au mers după el. Au vorbit adunării și au zis: Depărtați-vă de corturile acestor oameni răi și nu vă atingeți de nimic din ce este a lor, ca să nu pieriți odată
cu pedepsirea lor pentru toate păcatele lor. Ei s-au depărtat din preajma locuinței lui Core, Datan și Abiram, au ieșit afară și au stat la ușa corturilor lor cu nevestele, copiii și pruncii lor. Moise a zis, iată cum veți cunoaște că Domnul m-a trimis să fac toate aceste lucruri și că nu lucrez din capul meu. Dacă oamenii aceștia vor muri cum mor toți oamenii și dacă vor avea aceeași soartă ca toți oamenii, nu m-a trimis Domnul. Dar dacă Domnul va face un lucru nemai auzit, dacă pământul își va deschide gura ca să înghită cu tot ce este, cu tot ce au, așa încât să vor coborî de vii în locuința morților, atunci vei ști că oamenii aceștia au hulit pe Domnul. Pe când ispravia el de spus aceste vorbe, pământul de sub ei s-a despicat în două, pământul și-a deschis gura și a înghițit pe ei, i-a înghițit pe ei și casele lor, împreună cu toți oamenii lui Core și toate averile lor. Este tentant să citești tot capitolul pentru că este absolut extraordinar. Este unul dintre capitolele foarte dinamice și pline de acțiune și de prezența lui Dumnezeu, deosebit de celelalte capitole din Vechiul Testament. Dar haideți să abordăm subiectul acesta un pic mai metodic. Ce vreau să spun de la bun început, că răbdare este o definiție foarte bună în dicționar, zice răbdare este capacitatea de a suporta greutăți și neplăceri fizice sau morale, putere de a aștepta în liniște desfășurarea anumitor evenimente. Fiecare dintre noi am avut în viață mai multe momente când răbdarea noastră a fost pusă la încercare și mulți dintre noi nu am avut suficientă răbdare. Și știți că ne reproșăm, uitându-ne în urmă, că dacă am fi răbdat un pic mai mult, nu, lucrurile ar fi fost altfel în viața noastră. Este un verset în Isaia, capitolul 7, versetul 13, foarte tulburător, în care se spune așa, ascultați totuși casa lui David, nu va ajunge oare că obosiți răbdarea oamenilor, dar mai obosiți și pe a Dumnezeului meu? Știți că prin comportamentul nostru noi putem să provocăm însuși răbdarea lui Dumnezeu. Și vine o zi când răbdarea lui Dumnezeu își atinge limitele și apoi urmează pedeapsa. Tata avea o vorbă, ne spunea întotdeauna nouă copiilor, că ni se încarcă carul. Ce ți se încarcă carul? Deci carul ți se încărca cu fără de legile care le-ai făcut, nu? Și într-o zi punea mâna pe curea sau pe cureaua aia pe care scutea briciul, nu? Ăștia tineri nu știu nici ce-i brici, dar curea. Că nici cureaua n-au încercat-o prinții pe ei. Ei, tata avea o curea pe care scutea briciul bătută într-un cui, în tocul ușii, și aia era instrumentul, ăla era instrumentul cu care se făcea disciplină când se încărca carul. Când carul era încărcat bine, atunci tata îl descărca cu ajutorul acestui instrument. Altă dată avea metode mai cumplite, mă trimitea să caut o bâtă cu care să mă bată. Și teribil este să te duci să-ți găsești tu obiectul cu care să fii torturat, nu? Tata avea o metodă, nu știu cine l-a învățat psihologia asta, dar niciodată bâta nu era bună. Ce, asta e prea scurtă, asta e prea subțire, cu asta vrei să te bat, ia du-te, caută una mai mare. Când veneam cu una potrivită, eram deja iertat, eram deja bătut bine, plângeam cu căutând după bâtă pe undeva prin curte, nu? Eram deja pedepsit bine și nu mai avea nevoie să o mai folosească. Dar vine o zi când însăși răbdarea lui Dumnezeu este provocată de noi. Și atunci Dumnezeu pune mâna pe curea, pune mâna pe bâtă. Israelul a obosit răbdarea lui Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură. Răbdarea lui Dumnezeu a ajuns la capăt. Și atunci când răbdarea lui Dumnezeu ajunge la capăt, urmează întotdeauna judecata.
În Numeri, capitolul 14, pe care l-am studiat recent, versetele 27, 33 și 34 vorbesc despre această răbdare a lui Dumnezeu, despre care vorbea Dumnezeu, și este extrem de plastic în felul în care Dumnezeu se exprimă. Până când voi lăsa această rea adunare să cârtească împotriva mea? Am auzit cârtirele copiilor lui Israel care cârteau împotriva mea, și copiii voștri vor rătăci 40 de ani în pustiu și vor izbăși astfel păcatele voastre până ce toate trupurile voastre moarte vor cădea în pustiu. După cum în 40 de zile ați iscodit țara, tot așa 40 de ani veți purta pedeapsa fără de legilor voastre, adică un an de fiecare zi, și veți ști atunci ce înseamnă să-mi trag eu mâna de la voi. Numeri 14, 27, 33 și 34. Ați auzit asta de multe ori și o spun foarte des predicatorii, că există o lege imuabilă a lui Dumnezeu în acest univers în care noi locuim, este legea semănatului și a culesului. Întotdeauna vom culege ce am semănat. Întotdeauna vom culege mai mult decât am semănat. Există o consecință uneori mult mai mare a faptelor noastre. Este legea semănatului și a culesului. Dacă semănăm vânt, spune Sfânta Scriptură, ce vom culege? Furtună. Deci nu o briză, ci o furtună. Dacă semănăm fără de lege, vom culege rezultatele fără de legilor. Legea aceasta este de neschimbat. Iată ce spune Proverbe 22, versetul 8. Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera. Deci același material răsare din ceea ce ai semănat. Și nuiaua nelegiuirii este gata. Este pregătită nuiaua pentru nelegiuirea, pedeapsa este pregătită pentru nelegiuirea comise. Proverbe 22:8. Moise trece printr-o perioadă foarte critică, este perioada probabil cea mai mare răscoală împotriva lui Moise și a lui Aron, de care ei au avut parte până acum. Moise a fost contestat de foarte multe ori, au cârtit împotriva lui, l-au acuzat de tot felul de lucruri, dar asta este o răscoală ca nici una până acum. Este organizată de liderii principali ai acestui popor care călătorește spre țara promisă. Observați, este Core, fiul Ițahar, vine din Levi, este levit. Acest Core este levit, slujește la cort, și știți că leviții aveau slujbe la cort, nu? Ei pregăteau jerfele, ei erau cei care întrețineau mai târziu cântările și slujba la templu, leviții. Și alături de ei, de el, sunt o serie de lideri, 250 de oameni din copiii lui Israel, și ascultați, din fruntașii adunării. Deci sunt liderii principali, fruntașii triburilor, a acestor seminții. Din cei ce erau chemați la sfat, ăștia veneau la Consiliul Pastoral, ăștia veneau la ședințe, ăștia veneau la consultări când erau chemați de către Moise. Și care erau oameni cu nume, deci oameni de nume bun. Nu se răscoală împotriva lui Moise, eu știu, cineva de la periferia tribului, nu. Aceștia sunt liderii. În fruntea lor este un levit, este unul care este permanent la cortul întâlnirii. Unul care știe foarte bine lucrurile ce se petrec, nu? Și liderii acestor grupe, de acestor triburi, se unesc în jurul lui Core, Datan și Abiran, oamenii care au fost la sfat cu Moise până acum și cu Aron, și oamenii aceștia au venit și au spus destul, enough, ne-am săturat de voi.
toată adunarea, toți sunt sfinți, toți suntem copiii lui Dumnezeu. Când am citit asta, mi-a dus aminte de unul dintre prietenii mei, Domnul să-l ierte, a avut o idee absolut năstrușnică, niciodată n-am mai auzit până atunci, urmau să aleagă păstorul bisericii și el a tras concluzia că toți sunt sfinți și că trebuie intrat, să intre pe lista de păstori a bisericii toți frații din biserică, toți frații din biserică. Acum, probabil că pe surori nu le-a vrut el nicicum, dar toți frații erau sfinți. Și nu numai că voiau să îi pună pe toți pe listă pentru alegeri, dar voiau să tragă și la sorți, nu? Că sorțul era hotărârea Domnului, cine este păstor? Pui numele tuturor într-o căciulă, tragi un bilet, no, ăsta e pastorul nostru de acum încolo, nu? A hotărât căciula cu ce ne-am încălțat de acum încolo. Teribile idei au oamenii. Toți sunt sfinți, zice, toți sunt sfinți. Destul, ne-am săturat de voi. Domnul este în mijlocul nostru, tuturora. De ce vă ridicați voi mai presus de adunarea Domnului? Păi noi suntem adunarea generală aici, Domnul. Cine sunteți voi doi, Moise și Aron, să vă ridicați deasupra adunării generale? Noi hotărâm aici. Sună familiar? Oh, Doamne Iisuse, ce amintiri îmi trezește textul ăsta. Amintiri din alea care nu mă lasă să dorm. Așa. Răscoala fruntașilor poporului. Ei s-au adunat împotriva lui Moise și Aron, au zis, destul, ne-am săturat de voi. Ce se întâmplă cu oamenii aceștia? Sunt plini de mândrie. Dintr-o dată trag concluzia că toți sunt sfinți. Toți suntem sfinți. Nu? Ei devin dintr-o dată purtătorii de cuvânt a întregului popor. Nu? Ei sunt purtătorii de cuvânt a opiniei publice. Toată biserica, toți frații, toată lumea. Și ei sunt reprezentanții la toată lumea. Ei vorbesc în numele tuturora. Ei sunt purtătorii de cuvânt a opiniei publice. Asta este o formă de mândrie teribilă. Dacă îl întreb, bine, bine, dar cine te-a ales de porți, eu știu, vorbești în numele tuturor, te-a trimis cineva? Cine te-a trimis? Nu are cum să spun că nu l-a ales nimeni, dar el crede că se simte sfânt acum și chemat să reprezinte pe toată lumea, să vorbească în numele tuturor. E o formă de mândrie teribilă. Ei dovedesc, de fapt, setea de putere, vor să conducă. De fapt, Moise le spune, dar nu va fost suficientă, eu știu, cântarea de laudă și faptul că ați adus jerfe în templu, duceți tămâie, puneți pâinile pe masă, nu e suficient? Vreți și preoția? Vreți și preoția? Versetul ăsta l-am citat într-o zi unui levit. Și am zis, acum vrei și preoția? Nu cânti tu destul în biserica asta? Nu te lăsăm noi pe tine să faci ceea ce trebuie? Vrei și preoția? Mă rog, setea de putere și de a conduce. Organizatorii răscoale, organizează o răscoală, te aduni tu și ceata ta. Versetul 11. Moise spune, te aduni tu și ceata ta. Când răsculația adună câte o ceată, ei nu veniți la noi că dăm o pizza și organizăm cum să îl dăm jos pe pastor sau pe Moise sau pe Aron. Sau... Nu! Veniți la noi la rugăciune. Ok? Și întotdeauna se începe cu un cerc de rugăciune și se roagă frații și apoi mai dau și îndemnuri și se roagă pentru biserică, pentru frați. E nenorocire la noi, fraților. Trebuie să facem ceva, trebuie să ne rugăm Domnului, să intervine Domnul. Și ușor, ușor, centrul acela de rugăciune se transformă într-un centru politic, într-o răscoală care coace și se pregătește pentru lovitura de stat care urmează să aibă loc. Așa de mulți oameni naivi pică în trapa asta. Rodica își aduce aminte, a venit la cor într-o
odată și a trecut aici prin spate, pe lângă o sală, și nu știu, mi s-a părut, a intrat în sala aceea. Era studiu biblic. Era studiu biblic în sala aceea, așa, a Core, Datan și Abiram și toți cei care pregăteau răscoala asta. A fost un moment teribil pentru că văzându-i așa și știind bine că ăștia pregăteau răscoala, Rodica i-a întrebat dacă fac marxism-leninism acolo sau, sau ceva în genul ăsta, studiază marxismul. Că dacă ar fi studiat Scriptura, n-ar fi făcut răscoala care au făcut-o. Te aduni tu și ceata ta. 4. Contestă autoritatea. Mai vreți să mai și stăpâniți peste noi? Cine v-a pus pe voi, Moise și Aron? Dar noi toți suntem unșii Domnului, toți avem o chemare sfântă, toți suntem sfinți, așa? Și voi vreți să conduceți peste sfinți? O contestare a autorității și apoi urmează acuzațiile acelea false și răutăcioase. Crezi că poți să iei ochii oamenilor? Asta am auzit-o direct personal, mi s-a spus nu odată, vrei să iei ochii oamenilor? Cred că am învățat din textul ăsta, din Biblie, nu? Lucrurile acestea, dacă le-ai trăit odată în viață, când le citești aici, e tulburător. Dar asta este orice răscoală, pornește pe aceste baze. Nu toți știm să reacționăm însă cum a reacționat Moise. Dacă am vreun regret în viață, regret că n-am studiat mai mult textul ăsta, să văd cum a reacționat Moise și să reacționez și eu tot la fel. Cum dacă aș fi știut că, mă rog, la cuvintele mele se deschide pământul și înghite pe câțiva, probabil că aș fi mers pe modelul ăsta. Dar Moise la început, ce a făcut este că a căzut cu fața la pământ înaintea Domnului. Moise a căzut cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu. Versetul 4 din capitolul 16. Când a auzit Moise lucrul acesta, a căzut cu fața la pământ. În versetul 15, după ce vorbește cu ei, după ce îi confruntă pe acești răsculați, spune Sfânta Scriptură că Moise s-a mâniat foarte tare și a zis Domnului și a vorbit direct cu Dumnezeu și i-a spus: Doamne, ce se întâmplă cu oamenii aceștia? Versetul 16. Moise a zis, ia versetul 15, Moise s-a mâniat foarte tare și a zis Domnului: nu căuta la darul lor, nu le-am luat nici măcar un măgar și n-am făcut rău nici unuia din ei. Este atât de teribil să vezi că oamenii te urăsc și tu nu le-ai făcut absolut nimic rău, nu le-ai făcut decât bine și te urăsc pentru faptul că existi. Atâta tot. Și Moise s-a dus la Dumnezeu și a zis: Doamne, nici măcar un măgar n-am luat de la ăștia. Nu i-am nedreptățit cu nimica pe oamenii ăștia. Nu le-am făcut niciun rău niciunuia dintre ei. Nu înțeleg de ce ura asta o au împotriva mea. În versetul 22, din nou, îl vedem pe Moise și Aron, de data asta, au căzut cu fețele la pământ. I-au căzut cu fețele la pământ și au zis: Dumnezeule, Dumnezeul duhurilor, oricărui trup, un singur om a păcătuit și tu te mâni împotriva întregii adunări? Este căderea aceasta înaintea lui Dumnezeu să-L implore pe Dumnezeu să nu pedepsească tot poporul acum, ci să pedepsească numai pe cei care erau vinovați de organizarea acestei răscoale. Moise apoi îi confruntă pe acești răsculați, îi confruntă, se duce direct la ei. O parte din ei nici nu vor să vină la întâlnirea cu Moise și Moise se duce el la corturile lor. Versetul 5, cuvântul Domnului spune că Moise
a vorbit lui Core și la toată ceata lui. Le-a vorbit direct. În versetul 8 spune, ascultați dar copiii lui Levi. Din nou îi identifică cu acești copii al lui Levi, a leviților, a urmașilor lui Levi. Și în versetul 12, cuvântul Domnului spune că Moise a trimis să cheme pe Datan și Abiran. A vrut să vorbească cu ei. A trimis după ei. Au refuzat să vină Datan și Abiran. Și de aceea Moise a apelat apoi, s-a dus el direct la ei acasă, direct la corturile lor, să stea de vorbă cu acești oameni care au refuzat să vină la întâlnire. Moise apoi mijlocește, cerând har și milă de la Dumnezeu cu privire la oamenii aceștia. Versetul 22 este extraordinar. Ei au căzut cu fețele la pământ, Moise și Aron, și au spus, Dumnezeule, Dumnezeul duhurilor oricărui trup, un singur om a păcătuit și tu te mâni împotriva întregii adunări. Apoi Moise îi desparte pe cei răi de cei buni. În versetul 26, pe care l-am citit, a vorbit adunării și a zis, depărtați-vă de corturile acestor oameni răi și să nu vă atingeți de nimic din ce este a lor, ca să nu pieriți odată cu pedepsirea lor pentru păcatele lor. Îi desparte pe oameni să depărtează toți de corturile acestor oameni răi. Tot în versetul 26 zice, nu vă atingeți de nimic, de niciun obiect, de nimic de la oamenii aceștia, ca să nu pieriți odată cu pedepsirea lor. Moise știa că Dumnezeu va fi absolut drept, necruțător, cu răsculații și că urmează o pedeapsă exemplară. Pedeapsa divină nu încetează să vină. Capii răscoalei sunt înghițiți de pământ. Versetul 31 la 32. Pământul și-a deschis gura și i-a înghițit pe ei și casele lor împreună cu toți oamenii lui Core și toate averile lor. Îmi închipui ce spectacol cumplit a putut să aibă loc. Familiile răsculaților mor împreună cu ei. Nu rămân nici urmele lor, corturile lor, vitele lor, tot ce au avut au dispărut în câteva minute, în câteva secunde, practic. Pământul i-a acoperit complet. Ce este foarte interesant este că dacă pământul se deschide și îi înghite pe acești trei capi de răsculați, Dumnezeu se răzbună acum pe cei 250 care s-au adunat împreună cu ei. În versetul 35, cuvântul lui Dumnezeu spune că un foc a ieșit de la Domnul și a mistuit pe cei 250 de oameni care aduceau tămâia. Toți echipați cu cădelnițe, acum toți au zis că sunt sfinți. Acum Moise a spus, bun, dacă sunteți sfinți, veniți în fața Domnului cu căldelnițele voastre și Domnul va arăta cât de sfinți sunteți. Așa de sfinți au fost că au fost aduși o ardere de tot. Domnul i-a ars pe toți ăștia 250. Au fost loviți de foc în timp ce aveau căldelnițele tămâierii la ei. Apoi cădelnițele acestor oameni au fost adunate și este foarte interesant, cuvântul lui Dumnezeu spune, oamenii aceștia au plătit cu viața lor pentru păcatele comise, cădelnițele nu sunt vinovate, nu sunt spurcate, adunați-le, ele erau de aramă, bateți-le și faceți niște plăci de aramă din ele și plăcile acestea de aramă să fie puse pe altarul lui Dumnezeu, că de acum încolo, ori de câte ori un levit se apropie de altarul lui Dumnezeu, să vadă ce se întâmplă cu cei care se răscoală. Să vadă cădelnițele acelea bătute în cuie pe altarul lui Dumnezeu. Cădelnițele, deci, sunt folosite ca plăci pentru altar și sunt puse acolo pentru ca evrei, ca leviții să nu uită niciodată
care este plata unei răscoale împotriva lui Dumnezeu. Dacă veți citi mai departe, la versetul 41, avem de-a face cu o altă răscoală a doua zi. Deci parcă n-a fost suficient ce s-a întâmplat, dar a doua zi, toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit împotriva lui Moise, împotriva lui Aaron, zicând: voi ați omorât pe poporul Domnului. Poporul este lovit de ciumă, a venit ciuma ca o urgie din partea lui Dumnezeu și tot poporul acesta care se răscoală și care strigă: ați omorât pe copiii Domnului, nu? Moise și Aaron sunt vinovați de moartea celor 253, dacă luăm seama la cuvântul Domnului de aici. Ei sunt învinovățiți că ei au omorât și pornește o ciumă formidabilă în mijlocul acestor răsculați de a doua zi, nu? Care n-au învățat nimic din ce s-a întâmplat ieri, așa, și 14.700 mor de ciumă, loviți de ciumă în ziua aceea. Evenimentul acesta este unic în istoria lui Israel. Niciodată nu s-au întâmplat așa multe lucruri în două zile și toate au fost, de fapt, rezultatele, aceste evenimente au fost rezultatul unei răscoale planificate de liderii poporului, care au influențat foarte mult restul adunării. Ați observat versetul 19, Core a chemat toată adunarea împotriva lui Moise. Deci a convocat adunarea generală, nu? Țin minte că la adunarea aceea generală am întâlnit pe unul dintre, nu știu care era, Core, Datan sau Abiram, așa. Dar i-am spus: tu știi ce s-a întâmplat în Franța? Ai auzit de Robespierre? Nu auzise deloc, ăsta nu știa nici istorie. Și am zis: uite, ăsta a fost un mare lider a Revoluției franceze, nu? Așa cum ești tu astăzi. Tu știi că Revoluția își mănâncă întotdeauna copiii? Știi că tu ai să plătești foarte scump pentru ceea ce faci astăzi? Întotdeauna s-a întâmplat asta. L-am numit Robespierre atunci și mi s-a părut o jignire, dar probabil că a umblat el prin dicționare și a înțeles despre ce este vorba. Vreau să vă spun că sunt momente deosebite în viața noastră când ne putem lăsa foarte ușor influențați de cei din jurul nostru. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că n-am fost în România la Revoluție. Am văzut prieteni de-ai mei, frați, oameni de bine cu care am fost în foarte bune relații, care așa de tare i-a prins suflul ăla revoluționar că nu i-am mai recunoscut. S-au dus la filiale, au dat jos președinți și supraveghetori și au făcut scandaluri în biserică, au dat păstori jos și au făcut tot felul de răscoale. Ca pe urmă să le pară rău și să le fie rușine de tot ce au făcut, dar a fost un spirit revoluționar în vremea aceea, care, eu mulțumesc lui Dumnezeu că m-a scutit, că n-am fost pe acolo să mă otrăvească un asemenea spirit revoluționar. Haideți să vedem ce se petrece cu noi când se termină răbdarea lui Dumnezeu. În primul rând, pentru tine personal. Gândește-te foarte bine. Nu cumva ceea ce faci, ceea ce vorbești, ceea ce trăiești în mod secret pune răbdarea lui Dumnezeu la încercare? Nu cumva abuzezi de îndelunga răbdarea lui Dumnezeu? Crezi că se va termina bine cu tine dacă provoci răbdarea lui Dumnezeu? Nu s-a întâmplat bine cu nimeni.
Și nici cu tine nu se va întâmpla bine. Ce se va întâmpla cu familia ta, pentru familia ta? Dacă familia ta pune la încercare răbdarea lui Dumnezeu, crezi că ai să scapi mai ușor? Ce se va întâmpla pentru biserica ta, pentru biserica noastră, dacă provocăm răbdarea lui Dumnezeu în continuare? E adevărat, vrem binecuvântări, vrem minuni, vrem intervențiile lui Dumnezeu, dar nu care cumva pe partea cealaltă punem răbdarea lui Dumnezeu la încercare tot timpul? Ce se întâmplă cu noi? Ce se întâmplă cu țara în care noi trăim? Nu? Nu aveți impresia că țara asta prelungește și provoacă răbdarea lui Dumnezeu în continuare? Cu avorturile, cu drogurile, cu agendele homosexualilor și ce se întâmplă astăzi în America, nu credeți că provocăm în continuare răbdarea lui Dumnezeu ca țară? Credeți că se termină bine dacă nu facem ceva? Dacă nu ne întoarcem ca țară la Dumnezeu? Ce se întâmplă cu lumea întreagă? Știm bine ce se întâmplă. Dumnezeu, când se termină răbdarea lui Dumnezeu, vine judecata. Și Dumnezeu are o judecată pentru toate lucrurile. Vreau să închei cu câteva lucruri mai pozitive. Este versetul acesta pe care îl știe toată lumea, versetul Ioan 3:16, nu? 3, ia. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu. Știți că Dumnezeu iubește și dăruiește. Iubește și dăruiește întotdeauna. Dar din partea noastră El cere două lucruri. Să credem, nu? Și să primim viață veșnică. Să credem, să primim viață veșnică. Să nu mai provocăm în continuare răbdarea lui Dumnezeu. În Ioan 3, cu versetul 36, e un verset extraordinar de frumos care spune așa: cine crede în Fiul are viață veșnică. Dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Ca aplicație practică în seara asta, trebuie să ne aducem aminte și să știm foarte bine că toate ambițiile egoiste duc la distrugere. Toate ambițiile egoiste duc la distrugere. Când vrem să schimbăm lumea, când vrem să-i schimbăm pe alții, nu? Știți că majoritatea scandalurilor din familie pornesc de la faptul că cineva vrea să schimbe pe celălalt, nu? Să fie mai bun, mai deștept, să facă mai mulți bani bărbatul, să fie mai cine știe cum. Întotdeauna ambițiile acestea egoiste distrug căminul, distrug familia. Cineva a spus că fiecare dintre noi avem o idee despre biserica ideală. Fiecare avem o idee despre cum ar trebui să fie o biserică ideală. Același om zice, cu cât renunți mai repede la ideea aia, de biserică ideală, va fi cu atât mai bine și pentru tine și pentru biserică. Va fi cu atât mai bine și pentru tine și pentru biserică. Pentru că dacă nu se potrivește predica lui Lăscău cu ideea ideală, cu biserica ideală, cum conduce ăla, cum cântă celălalt, încep să cauți pe Datan, pe Abiran, încep să cauți trupa mare de făcut răscoală, nu? Și lucrul ăsta duce la distrugere. Distrugi comunitatea pe care tu vrei să o salvezi. Distrugi biserica pe care tu vrei să o salvezi. Slujirea în umilință întotdeauna edifică. Edifică, zidește, construiește, este pozitivă. Viața neprihănită niciodată nu va fi ușoară însă. Adesea va fi dificilă, întotdeauna plină de evenimente, dar etern prețioasă și plină de răsplătiri din partea lui Dumnezeu. Rămâi la o viață neprihănită, la o slujire în umilință
și abandonează ambițiile acelea egoiste care nu duc decât la distrugere. Sunt câteva lecții extrem de importante din capitolul acesta 16 pe care vă îndemn, când aveți timp, citiți-l întregime acasă și veți vedea ce minunat a lucrat Dumnezeu în viața acestui popor și ce drept este Dumnezeu în deciziile Lui. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, pentru harul care ne l-a dat să fim împreună în casa Lui.